Și lucrați să ne lucrăm. Dar pe zona asta, în Moldova, este ceva catastrofă. De, cum să spun eu, de se muncește mult, pe bani puțin. Adică ajunge un agent de fază să ia, îl luau până acum, deci cu salariul indexat acum făcut de guvern la 800 de așa, iau 6 milioane 200 de 620 de lei bani în mână. Și m-am discutat cu conducerea și te-am explicat, domnule, zic, e 620 de lei, da? Omul mai face, că aveau și condiții, deci nu trebuia să fie din locație, trebuia să fie din locație de vecinătate, mai plătea omul abonament la autobuz, mai dădea 320 de lei, deci 3 milioane 200. Rămâne omul 3 milioane. Dar ăla mă trebuia să mă dea o mâncare la oameni, la copii, să plătească un curent, să plătească, eu știu, păi ce, da, ce s-a angajat? Înseamnă că-i convine. Speranța că poate avea o zi mai bună. Înțeleg? Și munceau câte 240 de ore pe lună care lucrul neadmis și ajungeam la banii ăștia. Cât am fost eu în structura acolo și am băciuit, cum se spunea, stat în așa, luau băieții salarii destul de bine, luau 9-10 milioane bani în mână. Cum am plecat, cum? Iau azi. Situația se întâlnește în multe puncte din țară. Da, și la ora actuală luptăm, avem dosare pe rol la tribunal, în tribunalul muncii, au amendat firma pe să spun eu, structurile astea de nerespectare a codului muncii, de nenumărat de ori. Și chiar în discuții care am avut și le-am zis, dom'le, zic, vă convine să primiți amenzi de sute de milioane în loc să le mai măriți salariul ceva sau măcar să le rămână, că la un moment dat le-au luat și bonurile de masă. Măcar bonurile alea de masă le-au lăsat acolo. La 80 de inși... Problemul care s-a discutat, mă cadu și din situația mea, să mă cazea și pe mulți prezente, pe urmă o să mă cuvânt cu părând și pe care ne spune ce avem de spus corect. Că nu e politicos să vorbim fără să ne cunoaștem. Sunt lider profesionist, cam datus, viitor membru. Domnul Dumnezeu. De Bârlad, nu? Bârlad, Nicolae. Cum vă numiți? Sunt Boi Nicolae. Mai tare. Sunt Boi Nicolae. A, sunteți tata lui... Păi spune domnul așa. Domnul senator. Am participat din curiozitate și eu la o ședință. Da, am o impresie pentru viitor. Da. Viitor membru, eu știu, poate. Vă mulțumim că vă susțineți băiatul și e un lucru foarte bun ca... sunt părinții. Părintele să vină să vadă ce face băiatul. Și cumva de grijești cu ceva e vină, tată, cu poate nu s-a ajuns. Nu, da. Dumneavoastră l-ați crescut, noi am văzut cine e, e crescut bine. Și trebuie să-l ascultați. E o vorbă, vai de părinții care ascultă de copii. Noi nu știm bine, am fost și la Târgovna la deschiderea sucursalei, am stat de vorbă cu dumnealui, deci este un om... Cum trebuie. Adică, pentru apa. Acum, dumneavoastră, să vă mândriți pentru el. Și eu sunt viitor membru, nicio problemă. Felicitări. Felicitări. Domnule. Bună seara, numele meu este Mocanu Ionuț. Sunt în Bârlad, lider profesionist, tot la fel, particip din curiozitate, poate și viitor membru. Mulțumesc. Bună seara, Șerban Daniel, liber profesionist. Și la fel aș dori să fiu membru. Domnul din spate, vă rog frumos. Adrian Vascuianu, văd membru și am văzut o oportunitate din a mai colabora cu Nicu. Suntem prieteni și sperăm să facem ceva frumos. Ciprian Jerdeanu, membru. Și am venit să văd și eu exact ce este, de ce este vorba, că nu am avut contact cu dumneavoastră niciodată. Domnul Silviu, vă rog frumos să prezentați așa în mare despre APAP și asociația asta, Academia Națională de Securitate și Reprezentarea Apărării. Spuneți cine sunteți, mai întâi, ce ați lucrat, ce ați lucrat. Mă numesc Silviu Crăstă, sunt mandatat președintele Academiei Națională de Securitate și Reprezentarea Apărării. Sunt onorat.
invitat să fac parte din această structură. Ca să vă prezint în mare câteva din realizările acestei asociații. Asociația Profesională a Angajaților din Pasă s-a înființat de propriu, a fost creionată în luna decembrie 2012 de o echipă de oameni patrioți, oameni de bine, oameni care au lucrat în structurile de securitate și în structurile speciale ale statului român, care s-au gândit că este bine pentru societatea actuală să se înființeze această asociație, având drept scop îmbunătățirea condiției vieții și capacității de, să spunem, de profesionalizare acestei meserii, agenților de bază și formarea gărzilor de corp. Se știe, în prezent, această meserie este foarte prost văzută în societatea civilă. Nu au membrii noștri și membrii oamenilor care lucrează în interesul de securitate privată, nu au drepturi. Ei sunt totdeauna pus la colț, sunt oameni de sacrificiu. Am devenit cu toții o țară a gărzilor de corp și a agenților de bază foarte prost plătiți. Acest lucru trebuie să se schimbe și acest lucru s-a gândit în acea lună de decembrie în care acești oameni, membrii fondatorii acestei asociații, au pus bazele statutului și au gândit această organizație cu scopul de a se dezvolta la nivel național și de a reprezenta intereselor acestor angajați din industria de securitate privată din România. Este adevărat, industria de securitate privată din România operează pe sume foarte mari. Vreau să vă spun că în acest sistem, peste 100 de milioane de euro anual sunt tranzacționați în această industrie. Iar angajații din această industrie sunt plătiți foarte prost. Foarte prost, deoarece patronii au propriile interese, iar statul nu susține și nici Ministerul de Interne nu susține pe deplin această meserie și va fi respectată, pentru că noi suntem oamenii din spate care asigurăm acțiunile noastre securitatea publică, într-un fel sau altul, la locul de muncă sau pe stradă. Noi suntem cei care intervenim în multe situații și nu sunt recunoscute aceste acțiuni ale noastre în spatele oglinzii care a fost reflectată în societate, cum că am fi foarte prost, foarte prost pregătiți, suntem oameni, să spunem, de jos ai societății. Este un lucru foarte neadevărat. Noi putem demonstra în această asociație că avem drepturi, putem demonstra că vrem să ne profesionalizăm și să aducem această meserie acolo unde este locul. Nu mai agenți de bază. Asociația și-a propus să introducă și să răspundească cultura de securitate în cadrul membrilor ei și în cadrul societății civile prin diferite acțiuni, manifestări, cursuri educaționale pentru membrii și pentru alți doritori din societatea civilă, astfel încât noi să devenim un pilon de încredere al societății și să nu stăm pasivi și trebuie să facem ceva pentru noi. Deci acest lucru a fost gândit în acea lună de decembrie. Eu am venit mai târziu în această asociație ca și membru și sunt onorat de invitația care mi-a fost făcută. Ca să spun câteva lucruri despre mine, foarte succint, activitatea mea de persoană publică o puteți găsi pe internet sau pe site-ul asociației și nu numai pe site-ul asociației. Am lucrat de foarte mult timp în melanjul serviciilor secrete și al structurilor de securitate ale statului român. M-am specializat, am absolvit cursurile în NATO în cadrul Academiei de Apărare Carol I. Sunt fost ex-contractor al Departamentului de Stat American, unde am lucrat 5 ani de zile ca și angajat special și personal al ambasadorilor Statelor Unite în România și mi-am desăvârșit activitatea prin multiple activități internaționale. Am fost analist de predicție în cadrul IARPA al Statelor Unite, un program finanțat de Guvernul Statelor Unite și sunt și colaborator la diverselor publicații internaționale de profil, de geopolitică și lucrez ca și, să spunem, am fost și lector, am îndeplinit foarte multe activități în acest moment. Profesională, continuă adultului, sunt și formator, am toate gradele și am venit alături de această echipă cu gândul de a implementa un nou concept. Și atunci, împreună cu colegii mei, am creat o academie pe care o să o prezentăm
societății civile și unde vom desfășura, unde vorbim să răspândim cultura de securitate în România, în societatea civilă, și concursurile și educaționale pe care vrem să le prezentăm și să le propunem. Ce să vă mai spun? Noi avem numai gânduri bune și căutăm să ne extindem la nivel național. Avem un entuziasm din partea tuturor membrilor, celor angajaților de lista de securitate, care vor să înființeze filiale la nivel național. Acum stăm și analizăm, avem foarte multe cereri, am creat o bază de date cu peste 5.000 de membri, avem peste câteva sute de membri cotizanți și ne propunem, așa cum v-am spus, să devenim o forță în ceea ce privește decizia și implicarea în această industrie de securitate, în această nișă, pentru a reprezenta interesele angajaților noștri. Unde știm că ei sunt supuși unor acțiuni de mobbing, de discriminare și noi vrem să, ca acest lucru să înceteze în viitor. Și vom face tot posibilul să vă ajutăm atât pe cale juridică și să vă și formăm profesional, astfel încât să deveniți o forță prin ceea ce reprezentați ca oameni și să fiți bine apreciați și retribuiți în același timp. Numai dacă vom fi uniți, vom putea să facem aceste lucruri împreună și să putem să impunem statului român, diverse instituții, respectul pe care avem nevoie. Noi suntem și reprezentanții din partea societății civile, în ceea ce privește Comisiile de Securitate Națională și Ordine Publică în cadrul Camerei Deputaților și Senatului României, unde am desfășurat foarte multe activități și am participat la întâlniri în ceea ce privește inițiative de legi și unde am avut obiecții, unde am discutat cu senatorii, cu deputații, în ceea ce privește legea armelor și munițiilor și multe alte inițiative de legi care vor fi pe parcurs, sunt deja înaintate spre aprobare. La nivelul asociației am desfășurat o activitate de organizare prin rând, pentru că am trecut de etapa celor 6 luni de zile în care am făcut un bilanț, care a fost fructos și acum ne dezvoltăm foarte puternic la nivel organizațional, atât central cât și pe plan național și vă putem spune că avem rezultate extraordinare. Chiar nouă nu ne-a venit să credem unde am putut să ajungem fără bani, fără susținere politică, fără susținere materială, numai prin forța noastră a membrilor, prin contribuțiile noastre personale și am ajuns foarte departe. Și vom ajunge acolo unde am propus să fim o forță în această industrie de securitate, astfel încât să vă reprezentăm interesele. Și atâta timp cât dumneavoastră veți crede în noi, noi ne vom face datoria și vom respecta misiunea principală, aceea de a ajunge o asociație de top la nivel național, în care să putem să avem, ca și partener al statului, o poliție civilă în care noi să venim în ajutor statului român. Deci, asociația se va dezvolta în continuare și membrii noștri vor fi, să spunem, foarte, foarte bine prezenți în această industrie de securitate. Avem foarte multe cursuri de oferit. Avem cursuri, pregătim și formăm gărzile de corp. Pregătim agenți de securitate. Vom pregăti în continuare funcțiile specializate pentru managerii de securitate din industria de securitate privată, fără de care nu se pot conduce aceste entități, companii de securitate și bază din România. Vom pregăti, prin cursurile pe care le aducem în prezentarea și dumneavoastră și opinia, cursurile de expert anticorupție. Vom avea cursuri de management organizațional, foarte multe cursuri formale, educaționale, vocaționale pentru membrii noștri, care vor fi privilegiați în sensul că vor plăti o sumă modică pentru a putea participa la aceste cursuri față de ceilalți membrii din societatea civilă care nu vor fi membrii noștri. Deci vor fi și foarte multe avantaje din acest punct de vedere pentru echipa noastră, pentru membrii noștri și Academia pe viitor mai are câteva obiective. Academia și-a propus, în primul rând, pe Universitatea de Securitate Privată, să deschidă căile către răspândirea culturii de securitate în societate. Și atunci, pentru profilul academic, și-a propus pentru viitorul an acreditările pentru cursul de masterat. Și vom avea deja
cursuri, primul de înscrieri în cadrul Academiei pentru specializat în masterat. Deci asta este un punct de, să spunem, o idee a noastră și avem speranța, după ce am avut discuții cu Ministerul Învățământului, după ce am avut foarte multe alte întâlniri cu academicii în moment de vine din această țară, care ne susțin și care ne împing înainte, vom avea și acest punct de plecare pentru a crea pe viitor o universitate de securitate publică care se va adresa tuturor cetățenilor acestei țări privind spectrul de securitate publică. Deci eu cam atât am avut de spus ca prezentare. Multe din informațiile veți găsi pe site-ul asociației, care sunt publice. Am înființat diferite departamente, o să vedeți acolo foarte multe informații pe care le puteți accesa cu ușurință pe internet. Și vă așteptăm aproape de noi, pentru că avem nevoie de dumneavoastră, avem nevoie de oameni care au lucrat în Ministerul de Securitate, avem nevoie de oameni. Nu pot să vă ascund faptul că printre noi se află foarte mulți oameni care lucrează, sunt activi, lucrează în servicii, lucrează în poliție, lucrează în ministere, în armă. Avem absolut din toate domeniile care se ocupă cu siguranță și securitatea națională. Oameni care ne sprijină, indiferent că sunt activi, indiferent că sunt în rezervă, în retragere, sunt alături de noi, pentru că ei se gândesc la faptul că nimeni nu face nimic pentru în acest domeniu. Și ei vor să se implice. Mulți dintre ei sunt tineri încă. Au ieșit la pensie de tineri, nu pot să stea acasă, nu pot să rămână indiferenți la ceea ce se întâmplă și vor să se implice activ în această activitate. Eu noi am primit cu brațele deschise și dacă știți și aveți colegi și aveți prieteni care vor să vină tot pe noi, veniți cu încredere, dar noi suntem mai selectivi, noi nu primim chiar pe toată lumea. Avem și noi cultura noastră, astfel încât să nu putem primi în rândurile noastre oameni care nu corespund profesional sau moral cu principiile pentru care asociația s-a constituit și Academia. Ce să vă spun? Vă doresc succes, îmi mulțumesc domnului președinte pentru această reuniune. Sper să rămânem și după o ședință să discutăm într-un cadru mai restrâns și să așteptăm de la dumneavoastră să vedem, să ne spuneți problemele cu care vă confruntați în activitatea noastră profesională, în activitatea noastră zilnică. Deci noi suntem aici ca să vă cunoaștem mai bine și să vă ascultăm posturile și să vă susținem ca și entitate centrală în demersul dumneavoastră pentru înființarea acestei asociații. Îmi cer scuze încă o dată în numele colegilor mei și îmi pare rău că nu este și domnul președinte Mihai Constantinescu la această ședință. Îmi pare foarte rău pentru că și eu sunt convins că vrea să vă spun mult mai multe lucruri decât mine. Mă bucur încă o dată că sunt alături de dumneavoastră și vă succes domnul președinte. Dau cuvântul celorlalți colegi dacă vor să exprim câteva. Mă mulțumesc. Aș avea eu de făcut o comentare. Așa cum v-a spus și domnul director Crescu, avem nevoie în rândurile noastre de oameni din toate categoriile sociale, din toate meseriile, oameni de bună calitate morală și profesională, iar pentru a se dezvolta această cultură de securitate, ar fi bine dacă ați reușit să atrageți în organizațiile dumneavoastră foste cadre sau cadre active sau cadre în rezervă, în special cei care au ieșit de curând la pensie, din structurile acestea de ordine publică, siguranță, apărare. De ce? Pentru că aceștia vin cu o experiență vastă, mai ales cei care sunt ieșiți relativ recent din rândurile structurilor statului, au o experiență, cunosc protocoalele naționale și unii chiar și cele internaționale, atât de organizare cât și de desfășurare a activităților, ne pot fi de un sprijin real atât la nivelul organizațiilor dumneavoastră, cât și prin sugestiile înaintate la nivelul conducerii centrale. Apoi vreau să vă mai informez că orice activitate se desfășoară pe bani. O să aveți nevoie de foarte multe resurse. Resurse materiale care vi le puteți atrage la nivelul organizațiilor dumneavoastră pe lângă activitățile sociale, economice, culturale, pe care le puteți desfășura membrii organizației, membrii familiei.
sau cu societatea civilă. Mai există cele două căi legale, și anume orientarea celor 2% pentru persoanele care sunt active, să vă determinați colegi, prieteni, dumneavoastră care lucrați, acei 2% care se plătesc către stat să fie dirijați către asociație. Deci, în felul acesta, ar fi o sursă suplimentară de venituri. O altă sursă suplimentară de venituri, eu vă vorbesc în calitate de director administrativ, care lucrează cu resurse. Deci, este bine să vă dau aceste surse dacă nu cunoașteți, pentru că toți veți avea nevoie de acești bani. Și dacă nu aveți de unde să-i scoateți, va fi mai greu să vă desfășurați unele activități. Persoanele juridice, de asemenea, conform legii, pot să vireze către stat 20%. De asemenea, dacă aveți cunoștințe, rude, eu știu, alte contacte la nivel local cu diverse entități juridice, firme care pot redirija acei 20% către conturile APAP-ului, vor reprezenta niște surse destul de importante pentru organizațiile dumneavoastră. Deci vă dau aceste sugestii ca să, eu știu, discutați în cazul în care veți avea nevoie de mai multe lămuriri. Puteți să ne contactați și să vă dăm și lămuriri suplimentare sau, mă rog, că vă consilim în anumite probleme. O altă problemă, să știți că organizația, asociația noastră, intenționează ca pe baza unor colaborări cu diverse ONG-uri, cu diverse alte organizații, să intrăm și într-o colaborare cu societăți comerciale sau organizații care dispun de spații de agrement, atât în zona montană, în zona litorală, cât și în diverse puncte din țară. Astfel încât să obținem niște facilități pentru membrii cotizanți ai APAP-ului, deci rețineți, membrii cotizanți ai APAP-ului, să obținem niște facilități la petrecerea timpului liber a unor concedii de mai mare sau mai mică durată, la niște prețuri avantajoase față de prețurile practicate pe piață. Vă mulțumesc frumos pentru început. A fost mai complet un pic. Avem și deja semnate, ca și semnate contracte de parteneriat cu societăți de telefonie mobilă, unde vom avea prețuri speciale și telefon gratis oferite membrilor noștri pentru a putea să avem o comunicare directă eficientă. Dar cât vii pe telefonie, cât și telefonie. Neapărat membrii cotizanți. Membrii cotizanți. Deci să fie simpatizantul e una, dar